Ana, eu sunt Andreea de la Andreea în lumea cărților, iar astăzi voi face recenzia unei cărți pe care, sinceră să fiu, am citit-o acum mult timp, undeva prin toamnă și nu i-am făcut recenzia până acum, așa că vreau să vă prezint cartea Tătănuși, Pipăruși, Câinele Fantomă, scrisă de Claire Barker, sper că am pronunțat corect numele. Este o cărticică foarte frumoasă, este de fapt primul volum dintr-o serie, a cărei nume nu știu exact care este, probabil este Tătănuși, Pipăruși, iar Câinele Fantomă este numele primului volum. Nu sunt chiar foarte informată, dar este apărută la editura All în imprintul lor Galaxia Copiilor, dacă pot să-i spun așa, și este o carte recomandată copiilor cu vârsta de peste 7 ani. Mie mi-a plăcut foarte mult, în ciuda faptului că este o carte pentru copii. Acesta este cuprinsul care mi-a plăcut foarte mult cum este făcut, având aici un cap de cerb și câteva detalii pe margine. În interior are un scris foarte, foarte mare și este plină de ilustrații, le întâlnim la tot pasul, cred că rar găsim două pagini așa una lângă alta care să nu aibă o ilustrație și însumează în jur de 250 de pagini, așa că o puteți citi lejer într-o zi. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult și i-am dat 5 steluțe din 5 pe Goodreads, dar haideți să vă povestesc mai multe despre ea. Tătănuși, Pipăruși era un câine fantomă care, în ciuda acestui fapt, încă mai locuia împreună cu stăpâna lui Winnie, el fiind un câine invizibil, un câine fantomatic. El dormea întotdeauna în dulapul cu haine al fetiței și, dacă nu știați, fantomelor le plac foarte, foarte mult biscuiții cu ghimbir. Într-o zi, domnul Pipăruș, tatălui Winnie, primește o scrisoare de la Consiliul Orășenesc, prin care este înștiințat că le datorează o sumă colosală de bani și că dacă nu își plătește datoria în termen de câteva zile, casa lui va fi confiscată alături de terenul care o înconjura și va fi vândută. După ce Tătănuși, Pipăruși află aceste lucruri îngrozitoare și faptul că își poate pierde familia și poate fi abandonat singur la Starcross, el decide să își salveze familia pentru că o vedea pe Winnie foarte, foarte tristă că era nevoită să se despartă de casa în care se născuse. Așa că el își face o gașcă de prieteni fantomatici, niște fantome foarte, foarte bătrâne de la Starcross. Era vorba despre un gâscan, un iepure, un hamster și o maimuță, care, bineînțeles, și ei mâncau biscuiți cu ghimbir, și au unit cu toții forțele și încearcă să salveze Starcross și familia Pipăruși. Dacă au reușit, asta puteți afla doar voi singuri citind această cărticică, pe care eu chiar vă recomand. În ciuda faptului că este o carte pentru copii mai micuți, mie mi-a plăcut enorm, enorm de mult, mai ales că a fost o lectură ușoară. Dacă vreți să citiți sinopsisul în caz că sunteți interesați, îl aveți aici. Și în descriere o să vă las un link de unde puteți cumpăra această cărticică minunată și eu vreau să vă spun că abia aștept să apară și următoarele volume din serie. Eu sper că v-a plăcut această recenzie, iar noi ne revedem data viitoare. Pa, pa, spor la citit!